Angiosperme monocotiledonate, familia lalelei. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Laleaua își are originea în sudul Europei, nordul Africii, Turcia, Iran și nord-vestul Chinei. Prima menționare a lalelei este pe un vas cretan vechi de peste 3500 de ani, care avea pictat pe el lalele. Primii cultivatori sunt turcii. Laleaua atinge celebritatea maximă în Olanda, olandezii obținând mai mult de 3000 de varietăți diferite de lalea. Laleaua, o plantă ce înflorește primăvara, cultivată în grădini în toate zonele țării noastre. Laleaua este o plantă perenă. Rădăcina la lalea este firoasă, iar tulpina este subterană, reprezentată printr-un bulb acoperit de frunze de culoare brună. Dar prezintă și o tulpină aeriană, verde, dreaptă și, de cele mai multe ori, neramificată. Frunzele nu prezintă pețiol. Limbul este lung, lat și cu nervuri paralele. Floarea apare în vârful tulpinii. Laleaua este una din plantele la care nu se poate face distinție între petale și sepale. Așadar, învelișul floral este format din tepale, în număr de 6, 3 situate spre exterior și 3 spre interior. Floarea la lalea prezintă 6 stamine și un pistil. Fructul este uscat, iar la maturitate eliberează semințele. După formarea semințelor, părțile aeriene ale plantei încep să se usuce. Este de preferat ca frunzele să nu fie tăiate, astfel încât bulbul să acumuleze substanțe de rezervă. În anul următor, din bulb va lua naștere o nouă plantă, așadar înmulțirea la lalea este vegetativă. Realizați o prezentare multimedia despre ceapă, usturoi sau praz și expuneți-o în fața colegilor în următoarea oră de biologie. Mult succes! Creați câteva aranjamente florale cu lalele, crin, viorele, zambile sau cu alte flori de primăvară din familia liliacee și expuneți-le în cadrul unei expoziții dedicate primăverii pe care o organizați la voi în școală. Spor la lucru!